Lipsa banilor a dus la retragerea multor echipe din campionatele județene de fotbal, a declarat președintele AJF Argeș, Cornel Sorescu. Cum era și firesc, acest lucru a adus la scăderea nivelului competițiilor. Din punct de vedere competițional, aș spune mai slab decât anul anterior. Prin ce prismă? Prin aceea că numărul echipelor a scăzut simțitor, am rămas în 64 de echipe, față de anii anteriori când aveam 86, chiar 90 de echipe, dar datorită totuși a situațiilor financiare la fiecare consiliu local s-au renunțat la această activitate în multe dintre comune, din păcate. În mod paradoxal, din punct de vedere financiar, aceste retrageri nu au afectat bugetul instituției ce gestiona fotbalul din Argeș. Din punct de vedere financiar, AJF Argeș stă cel mai bine față de toți anii anteriori. Am reușit să revenim pe plus, ca să zic așa, la soldul bancar. La acest moment avem 1,5 miliarde în cont și sper să ne îndreptăm pozitiv, astfel încât să putem merge chiar și la niște majorări salariare, ținând cont că noi niciodată n-am mărit salariile. Cornel Sorescu și-a exprimat speranța că în 2016 activitatea fotbalistică se va desfășura pe coordonate mult mai bune.